Hai, noroc, băieții, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal, un episod pe serverul nostru preferat, Ruby Nefrit. Bă, băieți, după cum bine ați văzut și în titlu, cum s-a căzut băiatul ăsta, am ieșit din facțiunea Los Santos Police Department, ID Răducu. Nu mai am facțiune, sunt civil, să dau și o stat să vedeți care este faza. Oho, 200 de milioane! Probabil la 10.000 de abonați o să fac ceva un giveaway cu mulți bănuți. Nu știu, mă mai gândesc încă. Salut! Filmez! Mulți dintre voi mă întrebați dacă filmez și abia acum am pornit filmarea. Să vă explic și faza. De ce am ieșit din facțiune. Ideea e că eu când am intrat în facțiune, i-am promis lui Ademar că stau destul de multe zile și chiar mi-am propus să fac asta. Dar voiam să iau rang 5 cât mai repede posibil, fără să iau niciun faction war sau ceva de genul ăsta. Și ieri la ședință s-au dat salariile, apoi am rămas la rang cap. Bineînțeles, eu rămân ultimul ca de obicei, m-a lăsat la urmă și pica serverul. Am o filmare, o să vă pun oricum, și pica serverul. Și mi-au păreau toți afecă, nu știam ce se întâmplă, n-am primit nimic. Ca și cum mai fost promovat la rang 5 sau ceva de genul ăsta. N-a scris pe slash f, nu slash, am și uitat cum era, slash r parcă. Pe slash r că felicitări, a fost promovat la rang 5 sau ceva de genul ăsta, cum scria de mar la toți. Numai la mine n-a scris și a zis că bă, nu-mi dă rank, pentru că am avut eu o discuție cu fratele Ademar și a zis că nu-mi dă rank. Bă, și apar din nou toți AFK, mă omoară Ademar. Oricum o să vedeți filmarea, că o să vă pun. Mă omoară Ademar și l-am întrebat, mie nu-mi dai rank? Și a zis că nu. Dar în chat scria acolo că sunt rank 5, dar n-am văzut. Mie nu-mi dai rank și zice că nu, nu-ți dau. Și l-am întrebat, ești sigur? Și a zis că nu. A zis că da, e sigur că nu-mi dă. Și m-am enervat și am scris, slash quit group, grow, enter. Nu mi-a apărut prima oară, am mai dat o dată și apoi am dat enter și am ieșit cu 40 de FP-uri. În momentul de față nu mai am niciun FP deoarece le-am dat clear. Da, nu știu în ce facțiune să intru, eu sper că Hitman, dar aparent nu deschid băieții de aplicațiile. What? Având în vedere că sunt mare fan de pop, că dai free ID, Răduc. De unde să-ți dau, frate, free? Cam puncte de rob, n-am de free. Și da, cam atât a fost și cu facțiunea Los Santos Police Department. Eu vreau să schimb facțiunea, aș intra în mafie sau ceva de genul ăsta. Când am văzut aseară, de fapt, da, nu, ieri, tot pe la ora asta, nu aseară, că nu-mi dă rank, m-am enervat super, super tare, direct quit group. N-am mai stat la discuții. S-a dus și spaima permiselor și spaima infractorilor. Poate o să fiu spaima contractelor, dar asta rămâne de văzut. Na, eu sper să mă accepte cât mai repede posibil, pentru că nu vreau să rămân civil prea mult. Dar asta depinde de mine. Nu știu dacă arată atât de bine quit group la rang 5. După 41 de zile, quit group. Deci e-mail. Ah, asta e cu rubinele, nu asta. Ai părăsit facțiunea din care făceai parte, așa, rank 5 după 41 de zile, ai primit 40 de FP-uri. I-am dat clear pentru 5 lei, nu-mi pasă, sincer să fiu. Următoarea facțiune e mai nasoală, nu știu, lăsați-mi sugestii în comentarii. În mafie n-aș intra pentru că sunt super, super slab pe tras și n-are rost. Bă, băieți, dacă susțineți această serie de GTA San Andreas Multiplayer, apăsați și voi butonul ăla de like, chiar mă motivați. În ultima vreme am văzut că nu stă foarte bine treaba și mai bine aș posta GTA 5 decât Zamp. Dar dacă strângem multe like-uri la episodul de astăzi, probabil vom mai continua această serie. Oricum o continuăm, dar nu știu dacă o să fac tot zilnică, o dată la două zile sau ceva de genul ăsta. Bă, băieți, în continuare vă las cu filmarea, eu am fost Radu, pa!